perioada 80 aprilie 2011, la Muzeul de Științele Naturii Suceava se poate vizita expoziția cu vânzare Mineralia, Imperiul Mineralelor și Casta Pietrelor Prețioase. Gândită inițial ca expoziție pentru popularizarea minunatei lumea mineralelor, expoziția a devenit unul dintre cele mai importante evenimente dedicate în întregime pietrei de podoabă. Astfel a început să fie organizată în diverse orașe din România și așa a ajuns și la Suceava. De la un capăt la altul, numitorul comun al expoziției este piatra în starea ei naturală sau șlefuită pentru bijuterii. Începem cu eșantioane minerale, cu cristale naturale, continuăm cu pietre șlefuite, cu mici obiecte de podoabă din piatră și ajungem până la bijuteriile din pietre prețioase, cum ar fi bijuteriile din smarald, din rubin sau din safir. Între aceste două capete, toată gama care o doriți o puteți găsi la expoziție. Este cel mai scump exponat pe care l-aveți astăzi aici? Pentru obiecte de decor este un lemn silicifiat de 150 de milioane de ani, o bucată care ajunge la un preț de 2000 de lei, iar pentru bijuterii, coliere din pietre prețioase de 4-5 milioane de lei. Pietrele în stare naturală sau cele din care sunt confecționate bijuteriile de la expoziție provin din toate colțurile lumii, fie că vorbim de geodă și cuarț din Brazilia, de cuarț roz din Madagascar, jad din China sau Canada, agate din Mexic, lemn opatizat și opal din Australia sau malachit din Congo. Potrivit organizatorilor, colecțiile de minerale și fosile sunt rare, iar magazine cu o gamă atât de diversificată în acest profil aproape că nu există, cu toate că românii sunt interesați de pietrele prețioase și semiprețioase. Nu doar în Suceava, peste tot în România este o lipsă totală de magazine specializate. Așadar, sunt oameni care citesc despre minerale, care sunt informați și este locul unde pot să vină, să le atingă, să ceară informații în plus despre pietre. Deci este singura șansă, ca să spun așa, de a vedea în starea lor naturală pietrele. Și este un mare interes în ultimele luni.